Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit! Încep emisiunea de astăzi cu o întrebare deloc retorică. Unde ne sunt arhitecții? Orașul este din ce în ce mai urât, ca vremurile, sigur. Urât, grotesc, ca în batjocură, spun unii dintre telespectatorii noștri mai inteligenți decât noi. Și totuși, întrebarea este unde ne sunt arhitecții? Știați că în comisiile de specialitate de urbanism ale administrației locale lipsesc, culmea, arhitecții? Ei bine, aceasta este tema emisiunii Subiect de Presă de astăzi. Sunteți, ca de obicei, foarte importanți pentru noi, așa încât așteptăm interacțiunea cu dumneavoastră. Avem deja impresiile dumneavoastră despre arhitectura urbană a Piteștiului sau cum s-o numi aglomerarea ca de bâlci din centru, cel puțin, a reședinței de județ. Inițiem așadar astăzi o serie de dezbateri pe tema Piteștiului urțit de lipsa de viziune, nu știu, de dezinteres sau și mai rău de interesul de gașcă, alături de Mihai Golescu, directorul cotidianului Argeșul, pe care îl salut. Bună ziua, domnule Golescu! Bună ziua, salut și eu telespectatorii și pe invitații noștri. În platou alături de noi, să știți, cea mai mare densitate de arhitecți, care, cel puțin, am avut-o până acum în Antena 1. Am să încep cu domnul Eugeniu Ivănescu, președintele Ordinului Filialei. De acord, Ordinul Arhitecților, filiara Argeș. Da? Bine ați venit! Vă mulțumesc și încă o dată e o mare onoare pentru noi că apărăm în studiourile dumneavoastră. Vă mulțumim! Aleca Bogdan, arhitect, alături de mine. Bună ziua, bine v-am găsit! Și Ionuț Dumitrescu, tot arhitect. Bună ziua, îmi pare bine să fiu în acest platou pentru prima dată în fața micilor ecran. Bine ați venit și bine că ați venit, de fapt. Am să pasez responsabilitatea primei întrebări și a așezării în context domnului Golescu. Mulțumesc, că vreau să spun telespectatorilor că am rămas plăcut surprins după ce domnul Ivănescu m-a invitat să văd la Galeria Metopa lucrările expuse anul acesta, anual a arhitecților. A rămas plăcut surprins pentru că de o vreme parcă nici nu mai bag de seama că în Pitești se construiește după și care un Dumnezeu, o logică, un rost și se face, fiecare construiește cum vrea și după cum îl taie capul. Am văzut câte lucruri formidabile sunt acolo și unele ale unor din motiv pentru care am și invitat aici. Vreau să vă rog să și trimitem vorbă colegii noștri din regie să ne deruleze imaginile pe care le-am văzut, la Galeria de Artă Metopa. Ce lucrări extraordinare. Sigur, noi vom continua discuția. Vis-a-vis de niște de o tematică pe care o impune anuala. Case în zona turismului făcute, dar nu vorbesc mai mult despre, au o idee foarte frumoasă cu drumul partizanilor de la Domnești, o gândire concentrică, sunt soluții arhitecturale. Noi fiu arhitect, sunt filolog, dar totuși cât de cât urmărim fenomenul ăsta. E, pentru că m-a surprins așa de mult plăcut treaba asta, am să-l permis să-l întreb pe domnul Ivănescu, care președintele Ordinului Arhitecților. Cum Dumnezeu de-a stat 5 ani ca să mai faceți o anual? Ce s-a întâmplat până acum? Să știți că tinerii noștri arhitecți, ca și cei de o vârstă mai mare, n-au stat, au lucrat. S-a întâmplat ca aceste acțiuni anuale să nu poată fi făcute la termenele care se cereau de Ordinul București, Ordinul Arhitecților din București. Și atunci, fiind și niște alergeri anul trecut, s-au schimbat conducerea, în sfârșit. De un an sunteți președinte? Da, da. E o explicație atunci. Este o explicație. Dar, atunci, grație acestui fenomen, vedem o anuală la Galeria Metopa, că altfel nu vedeam nici anul ăsta, nu? Nu știu. Nu știu, da. De fapt, ce este această anuală, domnule Ivănescu? Anualele sunt organizate pe plan național în fiecare sau în cadrul fiecarei filiale, având la bază niște fonduri ale Ordinului Arhitecților, dar cu bani de timbru de arhitectură. Deci suntem sponsorizați, în ghilimele, pentru realizarea acestor concursuri la care tinerii arhitecți sunt chemați să vină și să prezinte tot ce creează ei mai bun sau ce dau ei acestor locuri în care trăiesc.
Anul acesta, având în vedere că au trecut 5 ani, tinerii noștri au avut timp să adune o serie de lucrări și, culmea, circa 70% din aceste lucrări sunt realizate. Deci, juriul care a vizionat aceste lucrări a putut să constate, așa zis, pe viu, frumusețea acestor lucrări de arhitectură. Înțeleg că alături de noi în studio sunt doi dintre cei mai valoroși arhitecți. Sunt foarte mulți arhitecți tineri valoroși pe care însă nu i-am cunoscut. Avem norocul că astăzi ne-ați adus alături de... Nu i-am cunoscut și nu i-am pus în valoare și nu noi. Nu noi de la televiziune sau de la ziar. O să vedem cine și autoritățile locale. Sigur, da? Că da. Spuneam invitații noștri Aleca Bogdan și Liviu Dumitrescu și am să-mi permit să ne spunem Bogdan și Liviu pentru că sunt foarte... foarte tineri, foarte tineri, sigur, în profesia lor și deschiși. Așa mi se pare. Și chiar dacă aș vrea să-i întreb totuși, de ce arhitecții par inexistenți în orașul ăsta? Unde stau tinerii? Ce fac? Uite, trei întrebări. Ce fac cu tot ceea ce desenează frumos și tot ceea ce construiesc frumos pentru orașul ăsta? Unde rămân? Unde mergeți cu ele? Cui le arătați? Ce faceți, într-un cuvânt? Da, se pare că suntem omul din spatele lucrurilor văzute pe stradă. Suntem obișnuiți să stăm în spatele ecranului. Suntem, în schimb, prezenți în măsura în care ne dorim asta pe șantiere, în măsura în care ne pasă ce, cu ce ne prezentăm spațiului public. Și cred că avem nevoie și de puțină, împinși de la spate, de puțină reclamă, așa cum ne ajutați dumneavoastră, cum ne ajută Ordinul, cu evenimente de genul ăsta. Evenimentul e foarte important pentru mine și pentru fiecare din noi în sinea noastră, din mai multe motive. Unul este acela că evoluăm, ne vedem unii pe alții, ne vedem între noi, poate că nu ținem toți legătura, dar într-o sală de expoziție precum cea de la Metopa, vă confruntați și public, cunoaștem, da? Da, ne cunoaștem lucrările unii altora. Și putem și să asociem o față umană proiectelor și celor de văzute pe stradă. Le vedem, ne plac, nu știm ale cui sunt. Eu zic că, cum a spus și noastră, foarte surprinzătoare expoziția. Noi ne-am surprins unii pe alții, între noi. Bune toate proiectele. Poate că toți trebuia să luăm toți același premiu, din cauza că e atât de inedit evenimentul. Mie mi-au plăcut toate și vreau să o mai avem, chiar asta îmi doresc, să mai avem evenimente de genul ăsta ca să ne stimuleze, să simțim o competiție între noi. Aceeași întrebare, Liviu. E adevărat, și eu simt că noi ca arhitecți și aici în Argeș și nu suntem foarte mulți cei tineri care să venim să împărtășim idei și așa mai departe, pentru că e o ruptură între două generații. După mine... Foarte interesant. Deci sezizați treaba asta, ruptură între generații, da? Da, domnul președinte Ivănescu este unul din puținii din generația mai veche care încearcă să facă o legătură și să ne pună în activități culturale, să ne întâlnim mai des în clubul arhitecților care îl avem joia, care se mai ține din când în când și avem subiecte la care ar fi frumos să fim implicați. Astăzi lipsiți, că sunteți în emisiune? Astăzi suntem în emisiune, deci încercăm să exprimăm idei cât mai largi cu bătaie mai lungă. Dar tot ce mi-ați spus nu face decât să confirme faptul că sunteți ca un ordin, adică vă folosesc sigur pentru dumneavoastră. Este ca un ordin închis. Este minunat că dumneavoastră creați, că vă recunoașteți, că vă cunoașteți, dar totuși unde se văd, cel puțin pe mine mă doare cum arată orașul Pitești. Unde se văd în orașul Pitești prezențele voastre? Păi se văd, dar nu se văd sub formă dorită, adică orașul arată așa pentru că arhitecții de-a lungul timpului nu s-au implicat în a scoate niște soluții demne de un oraș modern și orașul se schimbă, dar încet, în timp. Adică
influențele arhitecților se văd după 20 de ani, dacă te uiți în jurul tău. Noi am venit de 3-4 ani în piața noastră. Eu, de exemplu, anul acesta am primele lucrări în oraș. Practic nu le-am văzut realizate. Dar sunt arhitecți care au o carieră în spate și au lăsat în urmă ceva. Și lucrul ăsta se vede și ne doare și pe noi. Și încercăm să ne implicăm, pentru că nu e nimic iremediabil, dar trebuie să găsim soluții să avem un impact. Adică să putem să colaborăm și să scoatem ceva, dar nu noi personal putem să schimbăm imediat, ci cu ajutorul regulamentelor de urbanism, cu ajutorul colaborării cu primăria, care deocamdată s-a văzut că nu... Hai să vedem ce părere are președintele, domnul președinte. Cum sunt antrenați arhitecții din Argeș, de la cei tineri veniți mai de curând de pe băncile facultății, din aula facultății, până la cei cu experiență ca dumneavoastră, cum sunt antrenați în lucrările pe care le vedem în oraș? De așa manieră încât să dispară urâcenia asta a plombelor între blocuri, a lucrurilor făcute improvizate, de mântuială și improvizate. Doar pentru banul imediat, pentru profitul imediat, în niciun caz pentru un business. Pentru a avea un oraș frumos. Că asta e, pentru asta ne batem și noi de facem aceste emisiuni. De când a apărut Ordinul Arhitecților din 2001, să știți că s-a încercat o colaborare cu primăriile. Să știți, nu e numai necazul primăriei Pitești. Toate primăriile din județ suferă de aceeași boală. Lipsa arhitecților și lipsa oamenilor de specialitate, mai bine zis, a urbaniștilor, care să lucreze efectiv în cadrul departamentelor de urbanism. Se cunoaște. Am fost în alte orașe și au reușit Craiova, Târgoviște, au reușit. Mă gândeam că ne dați exemple din Ardeal. Nu, ne dați exemple de aici, de lângă noi. De lângă noi. Craiova. Da, da. Au angajat... Ultimilor cărora ne stă mintea în loc, nu? Nu, nu, despre asta. Care aveau tradiția, oricum, tradiția arhitectonică. Și având ocazia să fac niște plimbări, chemat, solicitat de colegi, am vizitat, am văzut, i-am întrebat și am rămas profund impresionat de ce am văzut acolo. Încercăm și noi acum. Încercăm de 2 ani, de fapt, să organizăm întâlniri cu arhitecții și cu factorii responsabili. Că aici factorii responsabili chiar nu-și dau seama că au o responsabilitate enormă în deciziile pe care le iau și le iau prost. Privind configurația și fizionomia orașului, care nu trebuie să-și pierdă din personalitatea ei, simt nevoia să subliniez acest lucru. Corect. Numiți câțiva factori responsabili. Numiți câțiva, nu neapărat nume și prenume. Autoritatea locală, în principiu. Deci autoritatea locală. Să nu punem de capul locului în dificultate. Da. Autoritatea locală, asta vă gândiți. Chiar județeană, cea locală, primăria, să știți că Consiliul Județean. Vreau să vă dau un exemplu pozitiv la Consiliul Județean. Deci, în urma unor discuții cu reprezentanții Consiliului Județean, au reușit să angajeze arhitectul județului în persoana unei domnișoare, doamna Tache, nu? Tache Andreea, da? Da, care am reușit să o aducem și la noi, așa. Până și la expoziție. A fost la expoziție, ați remarcat-o, vrea să colaboreze, e arhitectă, trebuie să participe. Adică au reușit, domnule Ivănescu, haide să, că avem proprietatea termenilor, au reușit să angajeze? Să angajeze. Adică noi vorbim despre un Consiliu Județean, un arhitect, au reușit, ne spuneți? Să știți că au fost niște concursuri. Bun. Și a durat. Ideea era că a reușit la concurs să ocupe concurs, postul ăla. Da. Asta se încearcă și la primăria Pitești. Nu că au reușit să facă treabă, că n-au reușit chestia. Hai că o să vă explic. Da. Deci, noi am solicitat... Un post ar trebui să fie la un... Vă întreb și un post numai la Consiliul Județean de Arhitect? Da, arhitect șef. Arhitect șef. Și pe urmă departament? Departamentul, biroul de urbanism, are persoane care, într-adevăr, lucrează. Sunt foarte puțini. La un județ de 100, la un județ de 102 localități din care 7 orașe. 7 orașe. Da. Dați-vă seama, e foarte greu. E foarte greu. Ar trebui în jur de 7-8 urbaniști fac să lucreze. Teren,
Fac teren. Nu fac. Aici e durerea, că nu au posibilități. Nu au mașini. În sfârșit, n-are rost să vorbim. Sunt treburile administrației locale. O să ajungem și la asta. O să ajungem. Da. Dar s-a reușit acest lucru, să avem arhitectul județului, s-a reușit configurarea unei comisii de urbanism la care am fost solicitați și noi să trimitem doi reprezentanți, ceea ce e mare lucru, pentru că în această comisie de urbanism, unde se avizează majoritatea proiectelor importante, trebuie să participe toate instituțiile statului. Și aici vă spun, Inspecția de Stat în Construcții, Mediu, Apele, toți trebuie să participe, să avizeze lucrări importante. Consiliul Județean a reușit acest lucru. Ceea ce nu s-a întâmplat la primării. Pentru că și la Pitești, să știți, au fost două concursuri până acum, nu a venit arhitectul. Nu e tentat nimeni de funcția de acolo, probabil vă e prost plătită, pentru că nu se poate primi nu știu ce. Da? Și mai e un lucru. Da? Dumnezeu, sunt prea mari interesele locale și arhitecții sunt depășiți de eveniment. Deci, vreau să vă spun că în conformitate cu legea urbanismului 350, arhitectul șef are o poziție singulară. El este responsabil pe ceea ce face și atât primăria, primarul, cât și Consiliul Local trebuie să asculte de... Că e specialist. Că e specialist. Că e în domeniu. Că e în domeniu. Primarul e în domeniu, ci arhitectul. Și să reiterăm, dumneavoastră, spuneți că la acest concurs tinerii nu s-au, arhitecții nu s-ar înscrie pentru că ar avea o presiune în momentul în care ar ocupa un asemenea post? Concursul e cu dedicație? Nu. Atunci, la ce v-ați referit? Că se retrag din cauza faptului că... Nu, au fost situații administrative, deci personale. N-au avut actele, n-au avut vechimea. Deci nu s-au prezentat la concurs cei cu toate... Care trebuiau, n-au vrut. Problema e salariul. Dar știu că la primăria Pitești, domnul primar, Consiliul Local... a rezolvat aceste probleme cu salarizarea, în sfârșit. Avem nu un arhitect șef al municipiului? Nu. Deci asta spuneți, de fapt, că au dat de două ori concurs, dar nu s-au dus cei care trebuiau sau nu au luat concursul, cum se întâmplă la Spitalul Județean. Se pare că nici acolo nu e prea multă lume interesată să ajungă să șteargă pe jos în spital. Corect. Dar durerea e alta. Singurul arhitect care e în afara județului, în afara orașelor, municipiilor, este la Câmpul Lung. E angajat de un an și jumătate. În județul Câmpul Lung, am înțeles. Județul Câmpul Lung, da. Și, în sfârșit, își face... Săraci de când își doresc, dar nu poți... Noroc ca un arhitect șef. Venit de la București. Cristina, e repetă la cei tineri. Da, continui să rămân totuși cu acest s-a reușit, am reușit să avem un arhitect, am reușit... Adineauri ne spuneați că sunt orașe aici, în zona sud, da, care arată impecabil, în cel puțin în zona și ăia sau nu e vorba mai bine, că au dacă impecabil, mai bine, da. Ce se întâmplă? De ce au suntem așa de blestemați noi aici? A la lung, deci colegi de-ai mei care au fost arhitect șef la județul Târgoviște, Dâmbovița, arhitect la municipiul Târgoviște, arhitecți care au avut grijă, colaborează. La noi, știți care e durerea? Nu colaborăm între noi. Asta doresc. Deci nu este vorba de o zi sau două sau trei un an, ci de 20 de ani. Socializare între noi, arhitecții. Să-i aducem pe cei tineri la un numitor comun. Să fim împreună. Am încercat multe activități. Vin și cei în vârstă, vin și cei tineri. Dar asta dați și o șampanie la Metopa, nu? Că poate mai socializează, mai și vin. Să vadă și eu expoziție, să vadă ce pot face... Ăștia tineri, hai să zicem așa, în ghilimele. Să știți că am organizat anul trecut, în primăvară, acțiunea, expoziția, hobby, art. Deci arhitectură, artă. Mulți dintre noi pictează. Graficieni, am înțeles. La fel fotograf. Da. Au participat. A fost o expoziție deosebită la Muzeul Județean. Ce păcat... Deci n-au venit nici ai dumneavoastră, nu mai vorbim de iubitori de cultură din oraș și de artă și de frumos. Este distanță față de centru și lumea, nu știu, mare păcat.
Dragilor, veniți la acțiuni de altă. Hai să facem niște lucruri interesante și la ori arhitectul și o să vezi că vin și pune și bilete, dacă e cazul. Dar să faci un lucru interesant. Eu am să intrăm pe Liviu și pe Bogdan, că sunt tineri. Cum ați descrie orașul din punct de vedere, desigur? Cum îl vedeți, așa e. Arhitectural, cum ați descrie? Probabil că, fiind specialiști, mergeți, vă uitați, vă doare, nu vă doare? Cum multe, dor multe, într-adevăr, că ieșiți din școală, venim cu un elan foarte mare și cu dorința de a schimba, de a îmbunătăți, de a, așa, treptat scade tonusul ăsta. Ce vă oprește? Și ne ancorăm în realitate. Sunt multe piedici, e greu acum să le descriem pe toate, de la birocrație, pe care o blamează și beneficiarii noștri, la beneficiarii noștri, care nu sunt toți deschiși la lucruri frumoase, nu vorbim de lucruri noi, că suntem totuși la Pitești și cum s-a și spus despre noi că suntem în provincie, dar facem lucruri bune. Asta am înțeles că a fost o laudă în jurizarea proiectelor de acum. E bine dacă i-am surprins pe cei de la București cu proiectele. Și atunci răspunsul la întrebare este că evoluează orașul în bine. Eu cel puțin am simțit-o după ce am pierdut elanul, am simțit o creștere, o îmbunătățire în gusturile oamenilor, ale clienților noștri, în faptul că așa ne îmbunătățim și noi singuri. Și mai ales cu dumneavoastră și cu o anuală, cu o competiție. Competițiile ne ajută mult. E și asta un sport. E o confruntare, evident. O confruntare, da. Și trebuie să vedem, să ne măsurăm unii cu alții, să vedem cât de buni suntem, că altfel, la întrebarea cum arată orașul, să răspundem toți perfect. Și nu e perfect. Nu e perfect. Liviu, tu ce zici? Eu zic că după ce mi-am dat seama care, ce s-a întâmplat cu orașul... Noi nu ne-am dat seama încă. Păi eu am constatat un lucru ca istorie, că e important să ne știm un pic istoria. Orașul a fost un oraș de târg medieval care nu a avut o valoare cum e Sibiu sau orașe, chiar Curtea de Argeș. A fost un oraș la intersecție de drumuri și el s-a dezvoltat foarte rapid și târgoveții tot timpul au fost... mult mai axați pe dezvoltare și mai puțin cu partea trainică. Și atunci, dezvoltarea afacerilor, nu a orașului neapărat. Afacerii, da. Asta se și vede în spirit. Spiritul ăsta ce a dus la a crea un stil care n-a fost autentic. Cei urbaniști din vremea comuniștilor au zis, domne, orașul ăsta, hai să vedem ce facem cu el. Să-l dărâmăm, au distrus, deci 90% din tot ce era țesut vechi. Practic au ras, mai ales centru. L-au aplatizat. După 90 încoace, s-a mai distrus încă 90% din ce era. Deci, practic, noi ne-a șterbit cu totul identitatea, că asta, de aici pleacă și cultura și gusturile cetățenilor și când ai de la ce să te raportezi. Acum eu am înțeles lucrul ăsta, ok, am înțeles și faptul că ce au creat urbaniștii în vremea anilor 70 a fost un experiment care s-a dovedit a fi bun pentru spiritul orașului, acela al vieții urbane. Avem un pietonal cum niciun oraș nu are în țară și e un spirit pe care oricând te simți ca în vacanță. Asta mi se pare mie un lucru de exploatat și pe care pe mine mă face să mă simt bine când ies la plimbare în oraș. Mai departe, ceea ce facem noi, să zic așa, ține de fiecare și cum poate să aducă un aport bun sau... La ce pietonal te referi? Pietonalul Calea Victoriei. De la Casa Albă până la Piața, da, începem cu Piața Milea, terminăm cu Piața Teatrului, Piața Primăriei. Și să nu uităm și de celelalte axe care vin de la Strand spre pe Sfânta Vineri și continuând cu Trivale, asta ar putea fi... Și mie îmi stă tot pe limbă. Și mie îmi stă pe limbă să întreb, pe mine mă deranjează una să merg pe centru și să observ niște tărăbuțe. Sigur, pietonul e foarte frumos, dar mă deranjează cel puțin...
în plin centru, să vedem tot felul de buticuțe. Buticurile sunt, nu buticuri, care sunt chic. Da. Am vrut să spun niște gonflabile, niște tărăboaie, nu știu ce sunt alea, parcă te simți, cum ați spus, în vacanță, la, cel puțin la Mamaia. Sau ca la Palcioc. Ca la, hai, eu am zis mai bine. Ca la bazar, pe pietonală. Corect, asta e terminul, bazar. Dar avem un bazar pe Gheorghe Lazar, de ce nu ne ducem numai acolo? Cei care au această inclinație să ducă bazar. Iar pe centru, totuși, asta e treaba administrației. De eleganță, de noblețe, de luminositate, nu? Ca să te simți înnobilat când te miști pe centru. Când te miști aici pe pietonală, este, ca să ar fi responsabilitatea administrației, care... într-adevăr, simțind specificul acesta negustoresc așa al orașului, ar trebui să facă niște amenajări care să nu aducă un minus, ci să potențeze acest potențial, acest specific. Să-i dai cezarului cel cezarului domnului Ivănescu, dar să-i dai și frumosului cel frumos. Adică, dar, vreau adică să spuneți banul, că ca banul, dar să faci și partea frumoasă, să faci compensația aia. Ca autoritate locală, că ești primar, că ești viceprimar, că ești președinte Consiliului Județean sau ce mai ești, că ești până la urmă oameni și arhitect, șef și când vezi că se întâmplă treaba asta, îi mai zgâlți și tu de guler pe primar, pe cine poți, sau măcar dacă nu poți tu prin presă, că asta facem noi astăzi. Adică vreți să spuneți că piteștenii cam așa suntem, cam asta ne-am dorit, cam ăsta e spiritul pe care l-au simțit cei din administrație la noi? Nu, e drept că la un moment dat și în București au apărut aceste piețe volante sau anumite bun, zone. Bun, vorbim de acum 10, 15, 20 de ani. N-a urcat primarul Băsescu pe ideea că dărâmă de pe trotuar buticurile? Da, dar se pot amenaja zone cu specific, cum ar fi, de exemplu, pasajul Gheorghe Lazar, care ar avea acest potențial, dar el nu este amenajat sub o formă coerentă, civilizată. Haideți să vă spun direct câteva, că trece timpul foarte repede, imediat, imediat. Ce părere au oamenii despre ce am discutat noi acum, da? O întrebare foarte importantă, ne spune Mădălina, există, sunt foarte buni arhitecți, dar din păcate nu sunt consultați și nu sunt luați în seamă. Foarte adevărat. Altcineva ne spune, cine a aprobat dezastrul coloristic al urbei noastre? Dezastru coloristic. Altcineva ne spune, nu sunt căutați arhitecții. Ce concursuri au fost organizate și nu s-au prezentat vis-a-vis de ce spunea domnul Ivănescu? Sunt mulți tineri cu idei, cu viziune, cu talent, dar indolența de ar fi numai atât este la înălțime. Cum sunt date avizele, întreabă altcineva, imediat vă spun, cum sunt date avizele pentru blocurile de locuințe la câțiva metri între ele? Deci vezi vecinul cum gătește, ce mănâncă? Care sunt coordonatele cromatice pentru fațadele blocurilor termoizolante domnilor arhitecți? Verde, roșu, crem, portocaliu, un haos, nimic cu gust și equilibru pentru acest oraș. Din păcate n-am găsit nimic bun, îmi pare rău. Iată ce lucruri, în se comentariile celor care ne privesc. Conlocuitorii noștri. Vă rog. Vreau să vă spun că aceste studii care trebuiau să completeze pugul municipiului Pitești și a celorlalte orașe, trebuia să prevadă atât coloristica, modul de tratare peisageră, peisagistică a spațiilor libere, iar ce doresc locuitorii Piteștiului este foarte adevărat, au dreptate, pentru că în alte părți ale lumii nu se mișcă un băț, o piatră, fără ca specialiștii care sunt angajați să urmărească și să sancționeze drastic și dur. Noi avem inspecția în construcție. A fost harakiri. Dau un termen dur. Inspecția a fost terminată, distrusă. Au rămas 4 sau 5 persoane din 22. Eu am lucrat la inspecția în construcții. Când am lucrat până în 2009, aveam posibilități să controlăm, să verificăm, să sancționăm. Acum nu pot să mai faci nicio acțiune de asemenea amvergură, mărime, pentru că nu sunt posibilități de asemenea manieră. S-au schimbat legislațiile, dar nu sunt oameni.
Primăriile trebuie să aibă oameni care să verifice. Au obligația prin legea 50 să verifice tot ce se construiește în teritoriu. Să sancționeze. Nu să sancționeze. Se discută cu vorba bună, se, da, și nu sunt aplicate măsurile. Este tema foarte largă, mai avem câteva minute, 5 minute, domnule Golescu. Prin urmare, dacă dumneavoastră decideți, continuăm săptămâna viitoare, că am spus că este o serie de... Da, chiar aș vrea să anunț pentru săptămâna viitoare tema și pentru telespectatorii care văd că sunt atenți la treaba asta și mă bucură mult, pentru că la urmă urmei putem să urmărim și o emisiune de scandal și e interesantă. Dar o emisiune în care vrei să vezi cum arată orașul tău, cum ar trebui să arate și să discuți cu niște specialiști, treaba asta mi se pare și mai interesant și mă bucur că sunt prezenți în emisiune, că avem feedback. Deci, pentru data viitoare aș vrea să, mi-am și notat acum, cum arată, cum ar trebui să arate Piteștiul și asta nu e suficient din partea arhitecturilor, ce ar trebui să facem. Dumneavoastră ca specialiști, noi ca presă, autoritățile locale și locuitorii, că până la urmă urmei, dacă locuim în Pitești, trebuie să ne gândim cum păstrăm strada curată, dacă o facem, cum păstrăm fântâna aia cântătoare, care este o splendoare a Piteștiului, n-ar vrea să o criticăm. S-au găsit colegi de-ai mei care au zis, este mai interesant dacă scriem urât. Păi e o splendoare, că ne-au costat niște bani, dar un oraș fără fântâni arteziene, fără sculptură, fără monumente, e un oraș urât, fără, în primul rând, natură. Sunt lucruri pe care vă propun să le discutăm data viitoare, în egală măsură să discutăm despre arhitectură, despre partea de frumos din ea, deci estetica arhitecturii, despre partea urâtului, despre chiciul din oraș, despre relația între partea de arhitectură, de materie folosită, ce materii folosim, despre ce construcții facem în Pitești față de cele pe care le facem la mare. O să facem la Pitești astea pe terase și la mare țuguiate că să, poate, să te ducă zăpada, că acolo ninge mai mult ca la noi. Am închis eu, asta e tot. Și ca să păstrăm, sigur, ca să păstreze echilibru, știți cum este alb-negru, trebuie spus, ca să dăm cezarului ce al cezarului, sigur că o să arătăm în imagini cu ajutorul Ordinului Arhitecților. Am depistat niște lucruri destul de urâte în Pitești, pe care o să vi le prezentăm săptămâna viitoare în emisiune. Cam ce nu pică bine în orașul nostru și dumneavoastră ne puteți trimite, doamnelor și domnilor, fotografii cu, hai să le numesc, clădiri chicioase, locuri care nu ne fac cinste deloc în oraș și care ar putea intra la un moment dat într-o reașezare estetică. Așadar, aceasta a fost astăzi emisiunea Subiect de Presă. De unde ne sunt arhitecții? Iată, i-am descoperit că sunt în platou. O parte i-am adus aici. O parte i-am adus aici. Am serios, colegii mei, în general, au fost alături de noi. Așadar, președintele Ordinului Arhitecților, filiala Argeș, cum îi place să precizeze fiecare dată, domnul Eugeniu Ivănescu, doi tineri pe care astăzi i-am cunoscut, Aleca Bogdan și Liviu Dumitrescu. Vă mulțumesc pentru faptul că ați venit și așteptăm din partea dumneavoastră neapărat un feedback vis-a-vis de ce am discutat noi astăzi printre colegii dumneavoastră și de ce nu printre piteșteni. Mulțumim. 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 O zi bună.